deschis ochii să văd ce se poate realiza când oameni diferiți se aliază într-un scop comun și își pun resursele împreună. Dragii mei, se pot realiza lucruri mari. Aș vrea să le mulțumesc celor care s-au implicat pentru realizarea acestei construcții, acestei case. Este o casă foarte frumoasă, chiar puțin din locuitorii satului Fântânele sau mai puțin poate că au asemenea condiții pe care o să aibă familia doar loții de azi înainte. Odată cu edificarea acestei construcții, dumneavoastră ați ajutat ca această familie să simtă această binecuvântare. Ce vedeți aici e un bine făcut unor copii, cum spunea domnul preot, care au o locuință, au un acoperiș. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acei care a știut să faceți binele. Înăuntru, dar, ca să fie binecuvântată casa aceasta, e necesar și cel mai important lucru ca să fie Domnul Iisus Hristos în casa aceasta. Vrem să aducem înaintea ta, Doamne, familia aceasta. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru Donii să-L binecuvintez. Putere, Doamne, de a se apropia de Tine în primul rând. A fost ca o mamă pentru noi, ne-o știa că mi-e pobre. Totdeauna furmângă. Mulțumim frumos pentru tot. Mulțumim frumos pentru că a făcut casa. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc că ați făcut o casă mare pentru familia mea. Vă mulțumim frumos care ne-au ajutat așa de mult. Îi mulțumim tuturor oamenilor care ne-au ajutat, mai ales la doamna Beatriz. Ea a fost pentru noi ca și a doua mamă, a fost mereu.